Tremurul fetiței de un an și 10 luni în sectorul Ciocana din Chișinău a îngrozit întreaga țară. Medicii sunt șocați, întreaga societate strigă. De ce? Deoarece așa un caz, eu cred că nu a mai avut loc într-o societate civilă. Chiar o ură față de cei care au făcut fapta dată. Nici nu pot să bănuiești că există atâta cruzime pe pământ. Sfârșitul micuței a fost unul îngrozitor. Potrivit polițiștilor, pe corpul fetiței au fost găsite mai multe răni de la o furculiță, care i-a fost înfiptă în spate, și urme de lovituri pe tot corpul. La tâmplă era foarte mare rană deschisă. Mi-au fost chinuit ca Iisus Hristos. Furculița a spart-o în spate. Tânăra de 19 ani, în grija căreia a fost lăsată micuța, nu este singura acuzată de această crimă teribilă. Potrivit polițiștilor, și iubitul ei ar fi fost implicat în omorul copilului. Dar nu-mi vine a crede să o omorăte, că tot timpul avea grijă, pentru că Nadia tot îi zice, las fata la tine vreo 2-3 zile, că zic că n-am și-o hrănit, că l-am mâncat vreo 2 săptămâni și zic că soții tu să o hrănești. Dar e dacă spune 2 zile, e mai multe zile o lăsa. E până scăpa și ieșe din cameră la fata așa. Chiar și așa, bunicii fetiței decedate se tem că cei vinovați de moartea ei ar putea rămâne nepedepsiți. Dacă o eliberează, e pățești cum o păți fata și mă duc eu în pușcărie. Și o păți copilul așa, și așa pățești. A fost poliția la noi, Sara și eu, fost că era la Chișinău și o trebuie să întâlnească cu Nadia, că deodată s-o spăriesc, deodată s-o luat un băieț și o fată, i-a dat copilul. Ce destăinuire ar fi făcut presupusa ucigașă înainte de a fi încătușată? Dar și unde s-ar fi aflat în tot acest timp mama micuței? A sunat la asistența socială din Pașcani. Și asistența socială a zis așa, a zis că, dar și nu sunteți dumneavoastră pentru dânsa, a zis să vă bateți atâta capul. Că atunci când a zis că a dat copilul la și oameni străini, eu i-am zis cum poți să-l dai dacă nu-i cunoști la față. Și am văzut că e tot tășe și eu cunosc pe dânsa și ne-am dat seama că e ceva ascunde și m-am întâlnit cu dânsa și ne-a spus. Tu cum ai reacționat la ceea ce ți-a povestit sora ta atunci, la gară? Ei ne-a spus că să nu spun la nimeni ca să o moare, pentru că stie. Cine să o moare? Ea să o moare și să nu vedeți. Și când vedeați că o hrănești cu gulot, nu ați putut să-i cumpărați o chiflă? Da, eu eram cu dânsa, eu sunt când nu aveam bani. Am fost la o fată și eu cumpărat niște pecene și mamsa le mânca. Mâncam împreună și mamsa le-a mâncat pe tăci, că zic că ei ajunge atâta dulce. Noi avem prieteni răli de astea de Nadia și prietenul sora mea a vrut ca să fac fata de treabă, să nu iasă cu fetele, că dacă el lăsa ușa deschisă, sora mea să nu chema fete și făcea gălăgie acolo sau o lua de acasă și el de atâta încă e în casă. Mă enervam că era rău fetița așa. Dar m-am stat tot așa. Rău în ce fel? Rău, vărsa atât, strica în bărță. Nu sta locului. Da. Mai zicem că ce o prostie, că era rău, dar de bătut nu bătea, nu mă s-au bătea. Cineva să se autosesizeze, să invite doamna dată la audieri și să se ia descifrările telefonice de câte ori s-a sunat la asistență socială, de câte ori s-a raportat situația dată și de ce nu s-au luat atunci măsurile de rigoare. Cei care o cunosc pe Nadejda spun că aceasta deseori își lăsa copilul mic în grija oamenilor străini. În scurt timp veți auzi care ar fi fost ultimele mesaje trimise de Nadejda presupusei ucigașe și ce ar fi vrut să ascundă ea de oamenii legii. Iar acum să auzim cine a povestit unul dintre vecinii Nadejdei. Atenție la ecran. Stai că nu putea la două mânușor și i s-a dus chiar odător de lucru și nu l-a lăsat nimic. Da, eu dacă e mahalul și altul eu aveam de lucru acasă, am adormit-o, am hrănit-o, așa. Nu eram înzoasă, era cu mijoară. Aveș, lapte, macaron, tătăt și ele aveau mâncare pentru copil. Fost cu minte copil așa. Habar eu n-aveam, ea că avut două zile o să acumim, eu n-aveam treabă. Dormia așa de mișor, scula iar pe pâcă. Mai ieșim cu dânsa pe afară, o scotem. Deci, vedem că Nadejda lăsa copilul ăsta cu cine apuca, practic, și cu vecinii, și cu pe cine îl găsea că acceptă. Dar, zi-mi, te rog, dacă cunoști, ea, ce făcea în timpul acesta, cât lăsa copilul? Unde pleca? Se ducea pe baluri, la băieți, cu sorsa, beie, fiecare zi beie. Ea are probleme cu alcoolul? Deja, da, e bine fiecare zi.
Dar când a lăsat fetița cu sora ta? Mama ta ne-a spus mai devreme că ar fi lăsat-o pe 8-9 zile, nu știu cât. Da. Deci pe o perioadă foarte lungă. Ea unde era? La nisporeni, bla, cu băutul. Noi am auzit versiunea că era la... au lăsat-o pentru că trebuia să plece la muncă. Cel puțin așa spune mama Nadejdei. Nu, ei ne-au spus, hai să o amăgem pe sorta, să-i dăm fata pe 2 zile, să-i zicem când ducem la lucru. Și... o vorbim cu sormea și sormea a zis numai 2 zile să o lăs. Soție și gata. Eu zic că bun. Și-o lăsat-o și nu s-o mai dus pe dânsă. A venit momentul să auzim ultimele mesaje vocale pe care Nadejda le-a trimis prietenei sale înainte ca aceasta să fie încătușată de poliție. Asta după ce a aflat despre dispariția copilei. Să le auzim. Caroci, eu am sunat la poliție, eu am ușa, dau numărul vostru de fix, vă sună pe voi. Caroci, eu i-am zis cum iese, i-am zis că am lăsat fata la tine, că m-am dus la lucru, tu așa, să zici cum a vorbit eu, bun. Nu cumva să mă tangă că-i bună, vieți și mă într-o cuvântă, am zis că eu nu vreau să te bag nicăieri, că Matuș cu Valerica suntea cel mai buni padruștea mele. Nu mai am nicio padrugă care să mai prietenesc în afară de voi. Eu din contra vreau să scot din căcat, că niciodată, de câte ori am lăsat fata la tine, niciodată s-a întâmplat de este. Vreau am lăsat fata 2 săptămâni la tine și nu s-a întâmplat. Amuia m-a să găsească cine a pus la cale, care și cum. Eu stau și mă gândesc, poate a fost pus la cale din partea al care stă în pușcărie. Poate din partea lui a fost pus la cale. Am să găsească ei și ne-a pus la cale și ne-a fost și-a luat-o. Eu fata palibom, eu fata o găsesc, dar o zis înapoi nu mai dă, eu dă la mama. Bun? Și mă într-un cuvânt, stai gâtul. Stăm la bal, văluim, da. Căutăm de viață și normal discutăm. Ies, spune. Cântă muzica, vorbim frumos, facem referire la nu știu ce și multe altele. Nu poți, eu nu știu, eu cred că nici n-aș mai numi în continuare mama copilului. Nu i-aș da onoarea, dată să fie numită mama copilului. Este o doamnă care a născut acel copil, o individă, nu știu cum să-i zic. Că altceva noi nu auzim. Noi ce am auzit acolo? Am văzut mai devreme niște mesaje. Dacă copilul ăsta a trăit un an și 8 luni prin așa companii, bunul Dumnezeu a strâns-o. Eu așa vocabular nu am auzit, eu nu știu, pare mi se toată viața mea, n-am auzit atât așa abundență. Vă dați seama și mediu. Și mediu permanent și eu mă gândesc bine să fi fost una a cei care au născut. Să fi fost una, dar reies oameni dragi, că iată-le, 2, 3, 4, 10 și așa vorbesc de oameni care participă la viața asta normală. Înseamnă că asta e o situație care era deja absolut normală, care dura 9 luni și 2 companii care tot era mai în creștere, toată lumea asta vedea, toată lumea participa și tot era bine, mersi, ok, până în ziua de azi. Eu cred că și azi ar și mers normal și nu s-a întâmplat ceva. Dar știți, de mie îmi pare chiar prima întrebare, ce am simțit când am auzit despre cazul acesta, a fost o durere. O durere profundă care de ce merge tot mai mult și mai mult se acutizează și mai simt și complice la situația dată, din considerentul că mie îmi pare că noi toată societatea suntem vinoveți, că uite sunt și există așa indivizi și așa oameni care... în secolul 21 pot să-și ucidă propriul copil, să-l agreseze. Eu nu mai vorbesc de acum de agresiunile astea verbale care noi le-am auzit. Dar vă dați seama acești oameni la ce sunt ei capabili față de altcineva? Dacă cu propriul lui copil așa se comportă. Și în situația când apare un copil din alt mediu și se întâlnește față în față cu astfel de indivizi. Și eu cred că în această situație suntem noi toți vinoveți că s-a ajuns la așa ceva și copilul ăsta este astăzi mort. Dar poate spre binele lui, Doamne, iartă-mă. Că dacă trăia mai departe și continua să dezvolte în așa un mediu, creștea tot încă o persoană, o personalitate cu... caracter de acesta criminal.
Vă reamintesc că astăzi discutăm despre sfârșitul groaznic pe care l-a avut o fetiță de nici 2 anișori. Corpul neînsuflețit al micuței a fost găsit îngropat în gunoaie într-un șanț de pe strada Uzinelor al capitalei. S-a constatat că fetița a avut o moarte violentă și a fost chinuită înainte de a-și da suflarea. Oamenii legii au reținut-o pe prietena mamei copilului, o tânără de 19 ani, și pe iubitul acesteia, în grija cărora a fost lăsată fetița. Se presupune că ei au snopit copilul în bătaie, iar apoi au vrut să-și ascundă fapta odioasă. Mama și sora tinerei învinuite de omor ne-au mărturisit detalii odioase despre viața copilului. Fetița ar fi fost maltratată chiar de propria ei mamă, care deseori o lăsa cu oameni străini. Tot ele ne-au deschis mărturiile presupusei ucigașe, care și-ar nega vina și ar afirma că fetița a murit din cauza unor probleme de sănătate. Aceasta ar fi anunțat mama micuței despre starea copilului, doar că ea ar fi refuzat să revină după copil. De altă parte, bunica copilului ucis este convinsă că tragedia putea fi evitată. Acum femeia regretă că nu a luat nepoata în grija ei. Femeia afirmă că s-a adresat la autoritățile locale ca să obțină tutela asupra copilului, dar primarul ar fi refuzat-o. Haideți să o auzim. Atenție la ecran. Silvia și Nicolae susțin că, pe când nepoata lor avea jumătate de ani, s-au adresat de mai multe ori la primărie. Ei au rugat autoritățile să emită tutelă pentru a crește fiica Nadejdei. Când m-am stat dacă lucrează, că sunt reține ăștia, faceți un document. Fata era Pachișnău. E când așa nu obțin. Tocmai cresc 7 copii. Pe fete, 8. La noi primărie, o că nu se poate de făcut nic fără mamă. Și că faceți-ne un document ceva. Ei, o că noi nu putem face încălca legea asta, că nu putem face așa. Că fără tutelile astea, fără este nu poți să n-ai dreptul. O că trebuie mama așa cu copilul. Nadia nici l-a luat. Ea de aici nu se pierde. Și toate bunurile aia. Și sub control am fost. Și de doctori, și chiar de asistență socială. Niciodată nu m-au găsit murdar. Ei veneau pe neprins de vieți să mă controlau. Tot timpul era tăcel. Ambii bunici spun că nu pot găsi iertare pentru refuzul primit din partea autorităților. Ei nici astăzi nu pot înțelege de ce primarul satului nu le-a permis ca fetița să locuiască la ei. Primarul nu dădea voie să ținem copil. Dacă primarul face documentele astea, fetița era așa în ziua de azi. Și amă, după mormântare, le-am spus că atunci n-ați avut dreptul să faceți o hârtie, dar mă, dacă copilul s-a îngropat, mai bun. Tăcut-o mai ținic. Nu mai e medicuța, știi, și durerea o tras. În ce stare a fost, vedeți fotografii în ce stare bătută. Eugeniu Stropșa, primarul comunei Pașcani, spune că a avut suficiente motive pentru a-i refuza pe bunici să ia în grija lor copilul Nadejdei. Iată cum și-a argumentat edilul decizia. Atenție la ecran. Faci parte dintr-o pătură social vulnerabilă. Nu vor să muncească. Asta e și mie mare problemă. Mama Nadejdei s-a adresat la primărie, precum că când copilul avea 5 luni, și are nevoie de custodie să-i facem. Atunci noi i-am explicat procedura de custodie, că e nevoie ca Nadejda să prezinte și să dă acordul pentru custodie. Și după aceea eu plecat acasă, după care nu am mai revenit să facem custodia totuși. Și am fost noi, avem și act, avem și comisii, tot făcut. Când am ajuns, deja copilul nu mai era acolo. Eu presupun că avea 5-6 luni. Exact nu pot să vă spun câte luni avea copilul. Noi am întrebat-o pe bunica unde se află copilul, minorul. Și dumneavoastră mi-a spus că a fost Nadejda, l-a luat, a plecat și nici dumneavoastră nu cunoaște, fiindcă nu-i răspunde la telefon. Da, ea are rezidență în satul Perieni, dar n-avea un loc domiciliu stabil. Mereu era plecată. Nici bunica nu putea să ne spui nouă unde se află. Ar fi vrut, dar dacă nu-i acordul Nadejdei. Noi, că Nadejda avea antecedente penale, noi nu cunoștem lucrul dat, fiindcă poliția nu ne-a solicitat niciodată și nu, absolut. Noi tot din presă am aflat. Noi nu cunoștem de asta. Personal nu o cunosc. Eu, în funcție de primar, sunt 2 ani. Personal am văzut-o odată, dacă am văzut. Și primarul satului Șipoteni din raionul Hâncești ne-a spus că atât Nadejda cât și prietena ei care i-ar fi ucis copilul duceau un mod de viață dezordonat. Edilul ne-a comunicat că de mai multe ori a mers împreună cu primarul din satul Pașcani pentru a aduce tinerele acasă. Asta după ce ele se implicau în mai multe probleme cu legea. Personal cunosc că am avut ocazie să o aducem cu primar de la Pașcani.
tocmai de la Cahul. Nicătând că nu locuiește în sat, rar vine prin sat, dar părerea așa negativă despre persoana dată. Vreo două, trei ori m-a sunat de la poliție din Hâncești să o aducem de la Cahul, de la Falești, ceva făceau acolo care lucruri neplăcute. Polițiștii de Cahul mi-au spus că nu erau de acolo, din localitatea de unde s-au găsit și cred că s-au cau cu prostie, așa spunem drept. Eu sută mie am crezut că nu există niciun scris care să confirme intenția bunicii, dați-mi în tutelă acest copil. Mai departe, nefiind o adresare oficială, toate lucrurile s-au lăsat baltă, că nu se umble nimeni să caute acest copil, și nefiind solicitarea repetată prin care poți obligi o astfel de instituție să-și îndeplinească sau să nu-și îndeplinească anumite drepturi, respectiv, foarte ușor, în situația dată, s-a scăpat de obligațiunile presupuse care urmau să fie îndeplinite. Și nu, eu, hai să zic așa, e ușor acum din partea bunicilor, da? Să zicem, noi am vrut, dar nu, nimeni nu ne-l-a dat, etc., etc. Dacă vroiau și doreau, dacă discutăm de la 5 luni până la 1 an și 8 luni, avem 10. Un an și 10 luni, noi deja avem un an și 5 luni, o altă diferență, nu am mai auzit sau să văd că a mai existat intenția dată sau s-a insistat asupra tutelei respective. Dar haideți să aflăm încă un fapt. Da. Vreau să te întreb, dacă tot ești sau erai prietenă foarte bună cu Nadejda, da? Erați foarte apropiate. Zi-mi, te rog, Nadejda în mod intenționat evita să plece în satul natal ca să dea ochii cu părinții? La un moment dat ziceai undeva că sau ea a pomenit că, uite, mama vrea să-mi ia copilul, da? Și în discuția cu sora ta, așa mi-aduc aminte. Ea spunea vreodată că evită să revină la părinți pentru că aceia pot să ia copilul. Ea spunea că nu vrea să duc în sat pentru că părinții, ce că le faci în tot felul, le bate și le alungă de acasă, așa zicea ea. Dar de copil ne-a zis odată sau două ori că sora ei mai mare vrea să-l iei. Așa. Și ea nu vrea să-l tăie, mi-a spus. Părerea mea, dă și du-te mai departe, dansează. Dar nu da pe la vecini, pe la prieteni, pe la sat, pe la oraș. Ai dat și stai liniștit, de tot îi crește cineva din familia ta. Părerea mea, nu știu cine e acolo sora, dar dacă a intenționat să o ia, înseamnă că ceva are ea. Eu vreau să zic că, într-adevăr, acum este foarte greu să demonstrăm cumva, dacă să vorbim ca să fie atras la răspundere pentru neglijență în serviciu, primarul sau altcineva, este într-adevăr foarte complicat, fiindcă nu o să fie propriu suficient, că cineva a sesizat acest moment. Dar dacă e să privim prin altă prismă, prin prisma morală, acel primar, dacă a primit o astfel de sesizare și la el s-a adresat, el recunoaște că da, s-a adresat bunica. Era totuși, nu era atât de complicat să ridice, știți, mai ușor să acum să speli mâinile și spui că da, eu nici n-am știut-o, nici n-am cunoscut-o, nici n-am văzut-o, am văzut-o o singură dată, că a avut dosare penal, eu n-am știut. Dar cui rol era? Dacă la tine a venit așa informații, de ce nu ai ridicat atunci tu întrebarea? Este vreun dosar? Nu-i dosar? Scauzi persoana Haideți dată? Acum, chiar în acest moment, să completăm informațiile. Deși primarul localității afirmă că nu a știut nimic despre încălcările Nadejdei, poliția ne-a declarat că ar fi sesizat în repetate rânduri autoritatea tutelară privind această tânără mamă. Atenție la ecran. În realitate, a avut loc un omor cu deosebită cruzime, săvârșit de către o bonă în vârstă de 19 ani. Se presupune că în comun cu concubinul său, care tot este un tânăr, care concubina în același apartament în sectorul Cicana, municipiul Chișinău. Cu regret, noi am stabilit în cadrul investigațiilor inițiale, precum că situația de risc în care se afla acest copil și în genere familia mamei era cunoscută de mai mult timp,
În acest sens, poliția de mai multe ori a aplicat și măsurile de sancționare față de mamă. Vorbim despre atragere la răspunderea contravențională în baza articolului 63 pentru needucare corespunzătoare. Au fost făcute mai multe sesizări față de autoritățile specializate în domeniu. În fiecare caz, organele abilitate au fost sesizate. Această familie, acest copil, începând încă din anul trecut, au fost sesizate de către poliție. De aceea și v-am spus că, în mod obligatoriu, în cadrul investigației acestui caz de omor, va fi dată și aprecierea juridică acțiunilor sau inacțiunilor, după caz, cum am menționat, și reprezentanților acestor organe abilitate. Asemenea, cazuri există atunci când legea 140 nu este executată în tocmai. Urmează fi făcute inclusiv și investigațiile în privință la acțiunile sau inacțiunile, după caz, a organelor de resort, pentru a constata dacă această tragedie putea fi prevenită, dacă au fost respectate de către administrație, inclusiv și de către administrația publică locală, a prevederii legii 140 cu privire la copilul aflat în risc, și în dependență de circumstanțele identificate, va fi dispusă și aici pornirea sau refuzul în pornirea urmăririi penale. Ce vreau să spun eu? Că în această situație copilul a avut de suferit din cauza indiferenței totale a maturilor. Fiecare ceva a știut. Asistența socială a știut, poliția a știut, cineva mai a știut, dar ei cumva nu s-au putut întâlni ca să discute. Fiecare ceva știe, dar toți tac. Da, uitați-vă și în sfârșit am privit reportajul cu mai multă liniște. Este evident și este clar că urmează și trebuie să fie atrași la răspundere toți cei care sunt implicați aici. Mama, cu siguranță, din toate probele care le-ați prezentat dumneavoastră aici, eu cred că poliția are mai multe, mama este pasibilă de răspundere penală, lăsarea în primejdie, cu siguranță, în situația dată. Fapta fetei care este bănuită una, dar mama, atribuțiile mamei și comportamentul și obligațiile ei, sunt total lipsite de orice logică normală. Deci, nu știu, parcă am fi la o... Într-o așa o mică constatare, parcă suntem într-o casă de ulecuțică bolnăviori, toate personajele și parcă tot zboară în lumea lor. Fiecare. Dar aici este evident. Și toți, deci toți urmează să răspundă pentru faptele lor. Și nu știu. Credeți că autoritățile, cineva dintre ei, va trebui să răspundă pentru moartea copilului? Desigur, cu certitudine. Dacă se confirmă sunetele doamnei de astăzi din studio către asistența socială cu pricina, unde a spus că a telefonat de câteva ori, urmează să răspundă. Dacă se confirmă cele că a fost adresarea bunicii la primărie, urmează fiecare să răspundă. Dacă se constată că acele încălcări administrative la care mama a fost atrasă la răspundere și au fost sesizate organele de drept, păi aștept, urmează să răspundă toți. Ar fi binevenit ca toată lumea să-și dea demisia, să nu-i mai caute, să fii întrebați. Se gândește acum după moarte, se gândește în fiecare seară la copilul ei? Nu cred niciun cuvânt. Dar unde s-a gândit ea și la ce se gândea ea cele 8 zile, ultimele 8 zile a copilului din viață? E pașe live în fiecare seară cu muzică sau... Peste 9 luni naște și copilul va avea aceeași soartă. Eu cer pedeapsă pentru toți care direct sau indirect au participat la omorul fetiței. Nu să ne aducem aminte de lege când deja copilul este mort. Cum trebuie să crește un copil ca să-l crește atât de criminal? A venit momentul să o auzim pe mama copilului omorât.
omorul fetiței de un an și 10 luni în sectorul Ciocana din Chișinău a îngrozit întreaga țară. Medicii sunt șocați, întreaga societate strigă. De ce? Deoarece așa un caz, eu cred că nu a mai avut loc într-o societate civilă. Chiar o ură față de cei care au făcut fapta dată. Nici nu pot să bănuiești că există atâta cruzime pe pământ. Sfârșitul micuței a fost unul îngrozitor. Potrivit polițiștilor, pe corpul fetiței au fost găsite mai multe răni de la o furculiță, care i-a fost înfiptă în spate, și urme de lovituri pe tot corpul. La templu era foarte mare rană deschisă. Mi-a fost chinuit ca Iisus Hristos. Furculița a spart în spate. Tânăra de 19 ani, în grija căreia a fost lăsată micuța, nu este singura acuzată de această crimă teribilă. Potrivit polițiștilor, și iubitul ei ar fi fost implicat în omorul copilului. Dar nu-mi vine a crede să o omoră, adică tot din via avea grijă, pentru că Nadia tot îi zice, las fata la tine vreo 2-3 zile, că zic că n-am și-o hrănit, că l-am mâncat vreo 2 săptămâni și zic că soții tu s-o hrănești. Dar e dacă spune 2 zile, e mai multe zile o lăsa. E până scăpa și ieșe din cameră la fata așa. Chiar și așa, bunicii fetiței decedate se tem că cei vinovați de moartea ei ar putea rămâne nepedepsiți. Dacă o eliberează, e pățesc cum o păț fata și mă duc eu în pușcărină. Și o păț copilul așa, și așa pățesc. A fost poliția la noi seara și eu fost, că e, era la Chișinău și o trebuie să întâlnească cu Nadia, că deodată s-o spăriesc, deodată s-o luat un băieț și o fată, i-a dat copilul. Ce destăinuire ar fi făcut presupusa ucigașă înainte de a fi încătușată? Dar și unde s-ar fi aflat în tot acest timp mama micuței? A sunat la asistenta socială din Pașcani. Și asistenta socială a zis așa, a zis că, dar cine sunteți dumneavoastră pentru dânsa, a zis să vă bateți atâta capul. Că atunci când a zis că a dat copilul la și oameni străini, i-a zis cum poți să-l dai dacă nu-i cunoști la față. Și am văzut că e tot tășe și eu cunosc pe dânsa și ne-am dat seama că ceva ascunde. Și m-am întâlnit cu dânsa și mi-a spus. Tu cum ai reacționat la ceea ce ți-a povestit sora ta atunci, la gara? Ei ne-a spus că să nu spun la nimeni ca să o moare, pentru că se teme. Cine să o moare? Ea să o moare singur pe dânsa. Când vedeați că o hrănești cu gulot, n-ați putut să-i cumpărați o chiflă? Da, eu eram cu dânsa, eu singur nu aveam bani. Am fost la o fată și-a cumpărat niște piceni și mamsa le mânca. Mâncam împreună și mamsa le-a mâncat pe tăci, că zic că îi ajunge atâta dulce. Noi avem prieteni răli de astea de Nadia și prietenul sora mea a vrut ca să fac fata de treabă, să nu iasă cu fetele, că dacă el lăsa ușa deschisă, sora mea să nu chema fete și făcea gălăgie acolo sau o lua de acasă și el de atât încă e în casă. Mă enervam că era rău fetița și ea. Dar m-am stat tot așa. Rea în ce fel? Rea că vărsa atât, strica în nu sta locului. Da. Mai zicem că ce o pustie, că era rău, dar de bătut nu bătea, mă să o bătea. Cineva să se autosesizeze, să invite doamna dată la audieri și să se ia descifrările telefonice de câte ori s-a sunat la asistență socială, de câte ori s-a raportat situația dată și de ce nu s-au luat atunci măsurile de rigoare. Ce făcea în timpul acesta cât lăsa copilul? Unde pleca? Se ducea pe baluri, la băieți, cu sori să beie, fiecare să beie. Noi am auzit versiunea că a lăsat-o pentru că trebuia să plece la muncă. Cel puțin așa spune mama Nadejdei. Nu, ei ne-au spus, hai să o amăgem pe sorta, să-i dăm fata pe 2 zile, să-i zicem când ducem la lucru. O vorbi cu sora mea și sora mea zice numai 2 zile să o las. S-o ție și gata. Eu zic că bun. Și o lăsat-o și nu s-o mai dus pe dânsă. Stăm la bal, văluim, căutăm de viață. Mama este pasibilă de răspundere penală, lăsarea în primejdie, cu siguranță, în situația ta. El spunea că nu vrea să duc în sat pentru că părinții ce le faci în tot felul, le bate și le alungă de acasă, așa zicea el. Copilul ne-a zis o dată sau două ori că sora ei mai mare vrea să-l iei. Așa. Și el nu vrea să-l tăie. Fiecare ceva a știut. Asistența socială a știut, poliția a știut, cineva mai știut, dar ei cumva nu s-au putut întâlni ca să discute. Fiecare ceva știe, dar toți tac. Este evident și este clar că urmează și trebuie să fie atrași la răspundere toți cei care sunt implicați aici. A venit momentul să o auzim pe mama copilului omorât. Am stabilit o întâlnire cu Nadejda, dar într-un final am reușit să discutăm cu ea doar la telefon.
Iată ce spune ea despre tragedie. Tot cum eram prima dată în stare de șoc. Nu-mi pot reveni. În fiecare seară mă gândesc la dânsa, în fiecare seară. Nu pot lua de suflet meu. Ei mi-a spus că a fost rude, dar a fost un bărbat, s-a luat fetiță, a început cu diese, știi? Nu știu, în cap nu mi-a trebuit ca să fac treburi de asta. Eu am lăsat-o la dânsa, am lăsat-o numai o dată. Vara asta, de vreo două ore, am lăsat-o la dânsa. Se comporta frumos, o băie, o schimba, o îmbrăca, o hrănie, nu bătie, se juca cu dânsa. Dar m-a bătut-o numai în cap. În Caracea, după și mi-a omorât fetița, eu am mai aflat de la o fată că Caracea a fost o fată la dânsa la o șiție. Și așa slucea la nea ca atent, a luat o leață de la pietre de ei, care pe o groasă. Mi-a dat în cap la fata și așa a spars cap. Nadejda a refuzat să vină în platoul nostru. Tânăra ne-a spus că nu este gata să discute despre moartea copilei sale. Iată cu ce mesaj a venit ea. Eu nu sunt stare să stau de vorbă, nu sunt stare să vă explic nevastă tot cum a fost. Înțelegeți, eu sunt distrus, eu nu pot să vă lămuresc tot ce este, tot cum a fost. Trebuie întâi să ne aduc aminte. Când de atunci am uitat, am văpșit aproape și a fost. Trebuie să ne aduc aminte, văpșit. Nu știu cum să facem, dar eu nu cred că am putere să vă explic totul. Eu sunt distrusă, văpșit. Nu cred niciun cuvânt. Exact același sentiment al am și eu. Se gândește acum după moarte, se gândește în fiecare seară la copilul ei. Dar unde s-a gândit ea și la ce se gândea ea cele 8 zile, ultimele 8 zile a copilului din viață? Dar unde s-a gândit ea toată perioada aceasta care era copilul ăsta într-o parte și în alta, lăsat la toți? E face live în fiecare seară cu muzică sau de deși afirmă că tragedia a lăsat-o fără puteri, mama fetiței ucise continuă să facă postări pe rețele de socializare care vorbesc despre alte stări ale ei. Din live-urile postate de Nadejda, am aflat că tânăra este vizitatoarea fidelă a cluburilor de noapte. Unul din live-uri a fost postat în timp ce fetița ei se afla în grija prietenei, iar celălalt la nici 2 săptămâni după moartea copilului. Să vedem aceste imagini. La data de 24 octombrie, în cea de-a 5-a zi după ce mama copilului ar fi lăsat fetița în grija prietenei sale, a apărut într-un live pe pagina sa de Instagram. Din transmisiunea în direct a tinerei, observăm că fata se află la discotecă. Din aceleși imagini video se poate observa cum Nadejda consumă alcool, fumează țigări. Ea se află în compania unor prieteni. Mai mult, pe aceeași rețea de socializare putem observa alte 2 transmisiuni video în direct. În aceste imagini, tânăra însoțită de mai mulți băieți chefuiește la o zi de naștere. Evenimentul a avut loc la 11-a zi după mormântarea copilei. Cel mai trist din istoria asta este ce că mama, peste, nici nu mama, fata, peste 9 luni naște și copilul va avea aceeași soartă, dus prin Dumnezeu știe unde și purtat. Eu vreau, dumneavoastră, să fiți mamă cândva. Vreau să fiți, nu vă supărați, doamnă, dar mai bună mamă pentru copiii dumneavoastră decât dumneavoastră ați avut. Mamă bună înseamnă a avea dragostea, afecțiune față de copii, nu doar spălatul rufilor și mâncarea. Mulțumesc, Tatiana. Eu nici cu o dorință să vă judec și chiar nu fac scopul acesta, dar mă gândesc, nu mă adresez dumneavoastră, mă gândesc cum trebuie să crești un copil ca să-l crești atât de criminal, cu atâtă răutate. Cum trebuie, în ce mediu trebuie el să crească, să dezvolte așa un... Nu mă mai expun mai departe. Eu sper din tot sufletul, sper că cei care au fost vinoveți de moartea acestui copil și care a murit în chinuri groaznice, eu sper că ei își vor ispăși pedeapsa
vor fi pedepsiți maximum, fiindcă eu consider că aceste persoane chiar sunt periculoase pentru societate și trebuie să fie izolați pentru viață, să nu mai apară, să fie pedepsiți dur de tot. Și așa cred că va fi o școală și pentru ceilalți care privesc această emisiune. Atunci când este un copil și nu poți să-l crești, nu ești în stare atât fizic cât și material să-l crești, mai bine ia-l și du-l la casă, la o casă de plasament și se va ocupa atunci statul, așa cum este el, bogat, sărac, nu contează. Dar cel puțin să nu uităm de principiile și valorile umane, să nu uităm că viața are prioritate. Și atunci când vedem sau auzim că vecinul sau peste perete se aud plânsete de copii și urlete de mături, fiindcă asta la noi, din păcate, în societate este foarte des întâlnit, noi atunci închidem geamurile și închidem ușa mai strâns și nu ne implicăm. Implicați-vă și să nu vă fie frică când vedeți un om străin sau când vedeți că plânge un copil. Sesizați organele competente. Dacă nu este, vedeți că nu se iau măsuri, atunci implicați-vă direct, așa cum o fac peste hotare oamenii. Și atunci o să dăm dovadă că suntem oameni. Îmi pare foarte rău că astfel de personaje au dreptul de a naște. Da. Asta îmi pare foarte rău că astfel de... că se permite unor astfel de personaje să nască. Nu este dreptul meu și nu este dreptul meu să judic sau să eu să decid asupra momentul ăsta, dar asistăm la ceva foarte urât care, mă rog, urmează autoritățile statului să intervină. Eu nici de cum nu pot interveni într-o astfel de situație, dar urmează nemijlocit să se intervină foarte dur și ar fi foarte bine să o luăm de la Breceni până la Giurgiulești. Fiecare care este responsabil de domeniul respectiv să apuce de muncă și să înceapă să-și facă meseria așa cum îi obligă legea. Nu să ne aducem aminte de lege când deja copilul este mort și să ne gândim, ceilalți tot să gândească cum să nu fie atrași la răspundere. Cei care sunt obligați să respecte cele obligații pentru care primesc salarii, pentru care au destul de... Deci nu, n-am să zic că este... nu primesc salarii mici, după cât îi cunosc eu, și prin urmare ar trebui toată lumea în domeniul dat să-și facă obligațiile și nu numai asistenți sociali, noi vorbim și de medicul de familie, polițistul sector, medicii care au monitorizează copilul ăsta, pediatru și mulți alții. Deci sunt o sumedenie aici, dacă suntem în esență, care urmează să-și facă meseria exact cum îi obligă legea. Eu cer pedeapsă, pedeapsă pentru toți care direct sau indirect au participat la omorul fetiței. Și în afară de pedeapsă, ca psiholog, vreau să spun că cel puțin trei actori, dumneavoastră, sora dumneavoastră și mama fetiței, trebuie să fie supuse unei reabilitări, vreau spune chiar psihocorecții, deoarece dumneavoastră prezentați pericol pentru societate și pericol pentru viitorul chiar și a dumneavoastră. Dacă e doar pedeapsă, atunci noi riscăm ca noi și care alte situații, ca persoanele care intră în pedeapsă să iasă de acolo, de unde urmează să iasă din pedeapsa care va fi stabilită cândva, mai moștri decât au intrat. Deci doar pedeapsa cu reabilitare sau recuperare. Altfel, mi-e strașnic de perioada când posibil să ne reîntâlnim cu cineva din ei într-o zi de seară pe stradă. Și un alt îndemn, cred că pentru toată țara, cu toate că e cam târziu, atâta timp cât suntem indiferenți, atâta timp cât avem ușile și ferestrele închise, atâta timp cât suntem axați doar asupra propriului eu și nu vrem să auzim și să participăm la nimic, deoarece ne ia din forță, ne ia din timp, ne ia nu mai știu din ce, așa situații se vor multiplica, doar împreună. Dacă ne unim forțele, poate putem contrapune ceva acestei situații monstruoase, care deja ieși de sub control. Deci este un vârf de piramidă. Piramida este mult mai mare. Piramida este mult mai groaznică. Și cred eu că ne unim și facem față lucrurilor. Dacă nu, acest omor este doar unul sau primul dintre șirul care va urma. Deja este cam târziu, dar cred că încă mai reușim. Aici încheiem. Liniște și pace. Vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.